aminteam de sport, de cultură și educație, sunt domenii care unesc comunitatea, în același timp ajută comunitatea să renască. De aceea spun că este important ca administrația să pună accent pe aceste domenii. Nu știu dacă va reuși în acest mandat, în orice caz sper ca în viitorul mandat să fie oameni, inclusiv oameni de la noi, care să țină cont de aceste comandamente și să ajungem în situația în care cele trei domenii chiar să devină prioritare pentru Ploiești și să pună într-adevăr Ploieștiul pe harta acelor comunități care pot fi vizitate, unde poți să locuiești, unde să-ți dorești să lucrezi și să îți petreci timpul liber.